Aș vrea să recitesc ceea ce dimineața s-a citit în deschiderea acestui timp de închinare, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 7 și 8. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 7 și 8. El, adică Iisus, le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Recitesc prima parte a versetului 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru călăuzire, mulțumim Domnului pentru faptul că El a îngăduit ca în seara aceasta să fim din nou în casa Lui de închinare. În Biserica Muntele Sionului din Baia Mare, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Salutul nostru ca și biserică, Biserica Betel, acolo unde slujesc în München, este din Iuda, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mă gândeam și dimineață și în seara asta la fel. Oare cum ar fi pentru unii ca în seara aceasta, potrivit textului Scripturilor din Fapte, capitolul 10, atunci când un înger al Domnului se arată acelui sutaș cu numele de Corneliu și spune în felul următor: trimite pe cineva la Iope să-l aducă pe Simon Petru la tine, pentru că rugăciunile și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Și el o să spună tot ce ai de făcut. A venit Petru după o vedenie dumnezeiască arătată și în vedenie finalul a fost așa din partea lui Dumnezeu: tu să nu numești spurcat ce eu am curățit. A ajuns în casa lui Corneliu și știți ce a făcut Petru? A predicat, l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă citiți cu atenție, am făcut testul acesta în Biserica Betel din München și am zis unui frate: frate, te rog, scoate telefonul, știu că l-ai la tine, și pune-l pe cronometru. Și am citit predica lui Petru de la versetul 34 din Fapte 10 până la 43. Și când am ajuns acolo am zis stop, cât o dat? Face aproape un minut. Știți ce s-a întâmplat în timp de un minut? Toți credincioșii au zis, versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce l-ascultau. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Un minut. Pentru că am înțeles că nu este important cât predici. Este important despre cine predici. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să miște orice inimă în seara aceasta. Și El să convingă Duhul lui Dumnezeu că am nevoie în primul rând de a mă împăca cu El, de cu Hristos Domnul. Și dacă ai venit întristat în seara asta, Mângâietorul promis în Ioan 14, 15 și așa mai departe de Iisus Hristos Domnul, să mângâie orice inimă, slăvească-i se numele Lui în veci de veci. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să, cu ajutorul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, bineînțeles, câteva gânduri în ce privește această sărbătoare. Noi, în urmă cu aproximativ o lună de zile, în vest am sărbătorit pogorirea Duhului Sfânt, cinzecimea, rusalile,
așa cum se spunea și de dimineață. Și în biserică, acolo unde slujesc, am avut acest mesaj: voi veți primi o putere. Nu este treaba voastră să știți vremurile, soracele. Treaba voastră este alta. Vine Apostolul Pavel în Efeseni și zice: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, treaba voastră este să fiți plini de Duh. Lumea în care trăim, în ziua de astăzi, și-a pus amprenta cel puțin trei domenii pe societatea în care trăim și vrând nevrând ne influențează și pe noi, pe unii. Atunci când vorbim în limba română, există un singur cuvânt, sau cel puțin așa înțeleg eu, putere. Cel puțin în limba germană sau poate și în alte limbi, depinde unde îl folosești cuvântul, schimbă sensul frazei, schimbă total sensul. Vorbim de putere economică și tot putere îi zicem în limba română. Vorbim despre o mașină care are cai mulți, putere. Vorbim de putere politică. Ei, cel puțin în limba germană, atunci când este vorba de o putere politică, de a domina, se folosește cuvântul Macht, domeniul respectiv al puterii. Vin ucenice la Domnul Iisus, Iisus cel înviat care a intrat cu ușile închise, a intrat la ei și le-a zis: pace vouă. Auzi, n-ai de gând să te apuci de treabă? Învățătorule, chiar n-ai de gând să te apuci de treabă? Și Iisus, cu alte cuvinte, avea să zică: treaba mea s-a încheiat. Atunci când a stat pe cruce pironit între cer și pământ, în iureșul scuipatului și al batjocorilor celor care erau la cruce, a rostit cea mai mare rugăciune care s-a rostit vreodată sub soare: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și înainte ca să-și dea Duhul, a zis: s-a isprăvit. Treaba mea s-a încheiat. Acum voi, eu și cu tine, suntem la rând. Ce, Doamne, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soracele, ci voi veți primi o putere și, spunea fratele Magda azi dimineață, îmi veți fi ce? Martori. Ucenicii erau pasionați de Macht, de puterea de a domina, puterea politică. Nu vrei să ne pui ceva pe lângă tine acum? Terminăm odată cu romanii ăștia, te încoronăm ca și rege, pentru că așa au strigat în Duminica Floriilor. Și să fim și noi ceva pe lângă tine. Nu, a zis Iisus, treaba mea s-a încheiat, voi sunteți acum la rând să duceți mai departe Evanghelia. Și vine Isaia în capitolul 53, evanghelistul Vechiului Testament, și strigă așa de frumos, cu cel puțin 600 de ani înainte, de la versetele 10 la 12: Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Asta a făcut Hristos, Domnul, la cruce, pentru mine și pentru tine. Și îmi veți fi martori. Se înalță Iisus la cer de la Galileea.
Ucenicii stau și se uită la cer. Apar doi oameni îmbrăcați în alb și zice: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? Păi noi am crezut că... Și acum cui ne-a lăsat? A plecat să înălți. Cui ne-a lăsat acest Iisus din Nazaret pe care l-am urmat cu credincioșie 3 ani și jumătate? Înapoi, în Ierusalim. Și așteptați acolo făgăduința Tatălui, le-a zis Iisus, care ați auzit-o de la mine, căci voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și-au mers ucenicii în Ierusalim, în odaia de sus. 120. Mult mai puțin ca și noi care suntem aici în seara asta. Primul lucru, primul pas că l-au făcut, au ales în locul lui Iuda, s-au rugat, au tras la sorți pe unul cu numele de Matia. Făgăduința Tatălui vine după 10 zile. M-am întrebat ce-or fi făcut oamenii ăștia 10 zile acolo. Ce-or fi făcut? Te rogi, bun. Cânți, bun. Dar la un moment dat, ce-or fi făcut 10 zile? Stăteam într-o dimineață și mă gândeam, înainte de a merge la biserică, și îmi pune Duhul Domnului în minte niște lucruri și le-am notat imediat. Și se ridică Petru și zice: bă, pe mine m-a chemat fiul templarului de Nazaret, de la pescuit. Eram la pești, eram pe malul lacului, cârpeam mreaja și am auzit dintr-o dată o voce: vino după mine. Habar n-am avut cine a fost. Am lăsat totul. Nu știu ce a fost în vocea aia, în glasul așa de puternic, încât am lăsat totul și am mers după el. Ioan zice: și eu, și Iacov și eu, la fel. Auzi, dar vă mai aduceți aminte? 5.000 de bărbați, afară de copii și de femei. Era copilul ăla acolo care avea 5 pâini și 2 pești. S-a rugat pentru pâinele alea și pentru peștii aia, le-a binecuvântat și ne l-a dat nouă să le împărțim. Extraordinar, zice, bă, dar toți s-au săturat. Dar zice Ioan: nu că s-au săturat toți, o zis acum, merge și strânge sfărâmiturile. Și Ioan e foarte atent la detalii și zice în Evanghelia lui, acolo ne explică mulțirea pâinilor, că în locul era multă iarbă. Face să vezi cum dădeam iarba la oaltă așa și căutam fărâmiturile și pune și asta în coș, pune și asta în coș. Și 12 coșuri de fărâmituri am adunat. Extraordinar. Da, vă mai aduceți aminte de cum l-o chema pe ăla? Bartimeu, da, Bartimeu. Bă, ce striga ăsta după Iisus. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Noi am mers la el și l-am certat și am zis: bă, nu mai striga, că deranjezi. El striga și mai tare. Iisus a oprit convoiul, cei care îl urmau, și a zis: chemați-l să vină. Și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și a zis orbul să-mi capăt vederea și l-a vindecat pe loc. Și el alți doi orbi, da, și pe ea l-a vindecat. Și fiica lui Iair, a înviat-o din morți, da, a înviat-o din morți. Petru zice: dar cea mai tare fază care am trăit-o eu a fost când mi-a spălat picioarele. A dus un lighean, s-a dezbrăcat, s-a încins cu un șorț la mijloc și a venit la mine să-mi spele picioarele, lucru care îl făcea robul cel mai de jos. Eu am zis atunci: tu să-mi speli mie picioarele? El mi-a zis: dacă nu-ți spăl, n-ai parte cu mine. Și am zis: Doamne, dacă așa, atunci și capul și tot trupul. Nu, e de ajuns atât. El ne-a dat o pildă, dragi colegi, vorbeau între ei, că așa să facem și noi, cum a făcut el. Și zice altul: mă, Ioană, în grădina Ghețimani, noi toți am dat bir cu fugiții. Toți am fugit. Când au venit aprozii, când au venit soldații să-l prindă pe fiul templarului din Nazaret. Tu ai rămas cu niște femei. Ce-a fost la cruce? Povestește-ne, spune-ne un pic ce s-a întâmplat acolo. Ioan zice: auziți,
Eu l-am auzit cu urechile mele când s-a rugat și a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Păi cum, mă, Iacov, zice Ioan către el, că noi atunci când am vrut să trecem prin satul ăla de samariteni, ăia nu ne-o lăsa să intrăm acolo și au zis că mergeți pe partea alaltă și trebuia să ocolim. Și noi am zis: auzi, învățătorule, tu ne-ai dat niște puteri acum să chemăm foc din cer să-i trăznească pe samariteni și am terminat cu ei. Știi ce ne-au zis el atunci? Vă mai duceți aminte că nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Pentru că Fiul omului a venit să mântuiască, Fiul omului a venit să câștige, nu să piardă. Și trecut au vouă 6-7 zile. Și tot își aminteau de lucrurile minunate învățate de la Iisus. Bă, dar vă mai aduceți aminte că ne-au zis, când ne-au văzut așa tulburați și apăsați, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine și aveți credință în Tatăl. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiu și să fiți și voi. Mă, voi mai credeți? Mă, mai așteptăm un pic, o zis că nu după multe zile va veni făgăduința. Și dintr-o dată, așa cum stăteau ei acolo, un bubuit puternic, așa se traduce în altă traducere, un bubuit puternic s-au auzit și au văzut oamenii niște limbi ca de foc care s-au împărțit peste toți. Și ce făceau? Vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui în veci. Domnul să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului. Cum ar fi acum, dragilor, să se audă niște bubuituri? Furtuna ce ai auzit-o, frate Magda, seara e zero. Niște bubuituri așa să crape stâlpii ăștia, să crape tavanul și să fie prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în adunare și toți să fie umpluți de Duhul Sfânt. Oare este o realitate în ziua de astăzi și asta? Amin! Ce s-a întâmplat? Putere pentru ce? Adică voi primi o putere. De ce e putere? Cum adică? Ca să ne batem în piept noi, cum se spunea și dimineață, repet unele lucruri, în piept să ne batem, că noi suntem penticostali, botezați cu Duhul Sfânt. Și după aia, ce? Citesc într-o ordine în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, puterea promisă, revărsată peste ucenici, s-a manifestat și facă Domnul și în bisericile noastre să fie la fel. Petru și Ioan, fapte 3, se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la mine, uită-te la noi, pentru că puterea cinzecimii, puterea de la Rusale, puterea Duhului Sfânt este acea forță care ne leagă și ne unește, este puterea unității. Petru putea să zică: uită-te la mine, dar a zis: uită-te la noi. A fost numai el cu Ioan, dar dacă erau toți acolo, 120, tot așa zicea: uită-te la noi. Și acum citim mai departe. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: aur și argint n-am. N-a mai zis n-avem, n-am. Dar ce am, îți dau, în numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. Ce e asta? 1 Corinteni, capitolul 12. În momentul în care ucenicii sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au venit și darurile. Darul tămăduirii, darul vindecării. Uită-te la mine, a zis Petru. În numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te, ridică spatul și umblă. Cu biserica ne-am rugat și am făcut stăruință și am salutat și subscriu la mesajul de dimineața aceasta rostit de fratele Nelu. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare, rugați-vă, tineri dragi,
într-o lume atât de mizerabilă, într-o lume atât de dispusă, voi sunteți expuși la multe probe, la multe ispite. Nu pot să vă spun lucrurile care mi le spun tinerii. Luptele care le au. Dragi părinți, rugați-vă pentru ei. Și voi, tineri dragi, rugați-vă ca Domnul să vă umple de puterea Duhului Sfânt. Că un Petru fără puterea Duhului Sfânt a zis în curtea marelui preot acolo când se încălzea la un foc cu cei nelegiuiți. Habar n-am cine ăsta, nu-l cunosc. Cum mă că și vorba te dă de gol? Tu ești pocăit? Nu, eu, știi, părinții. Păi tu cum că tu nu fumezi, tu nu bei, tu nu vii cu noi la discotecă? Da, dar părinții. E în momentul în care privirea lui Petru se întâlnește cu privirea lui Iisus, cântă cocoșul și își aduce aminte Petru de ce îi spunea Iisus: Petre, dacă cineva nu se leapădă de sine, o să se lepede de mine. Ai grijă, Simone, Simone, fiul lui Iona, Satana, diavolul, a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat ca să nu ți se piardă credința. Cu câteva zile în urmă, Petru rostește și zice, îi întreabă Iisus: ce zic oamenii despre mine, cine sunt eu? Păi unii zic că ești Ilie, unii zic că ești prorocul, dar voi, ce ziceți, cine sunt? Și Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ferice de tine că nu carnea și sângele s-au descoperit, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și pe baza asta, pe mărturia asta, îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. De aceea, încă o dată, tineri dragi, luați-o în serios, rugați-vă Domnului ca Domnul să vă boteze cu Duhul Sfânt, Domnul să vă umple de putere, puterea mărturisirii și puterea, încă o dată, a unității. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu realizează și face unitate între noi. Slăvească-i să numele Lui în veci de veci. Știți ceva? Oamenii ăștia, ucenicii ăștia, când erau în sinagogă, când în pușcărie. Când în sinagogă, când în pușcărie. Nu i-a interesat. Ajung în pușcărie, în temniță, vine un înger al Domnului, îi scoate afară și îi trimite unde? Din nou, mergeți în sinagogă și predicați. Dar au așteptat făgăduința 10 zile acolo, până când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, de putere. Știți că le zice Mântuitorul la un moment dat: da, vedeți minunile care le fac eu acum, vindec, înviez din morți, dar eu vă spun că voi veți face minuni mai mari. Cum? Minuni mai mari ca și astea? Cum adică? După ce au auzit aceste cuvinte, fapte 2 de la 37, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Domnul să mântuiască în seara asta. Dragul meu prieten, nu te juca cu viața ta. Tu nu ești stăpân pe minutele care urmează, nu pe ziua de mâine mai ales. Dumnezeu ți-a dat un suflet și ăsta e veșnic. Depinde unde îl trimiți. De aici începe tot. De aici, de pe pământ. Veșnicia e asigurată. Ori într-o parte, ori în alta. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii și le va zice celor azi din partea cealaltă: mergeți de la mine, blestemaților, în focul ce veșnic, că niciodată nu v-am cunoscut. Două feluri de oameni vor fi în marea zi a judecății lui Dumnezeu. Din ce categorie vrei să faci parte? Facă Domnul ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să convingă că ești păcătos. Sunt, am fost și mulțumesc că m-a iertat prin sângele scurs la Golgota. Într-o zi a fost în viața mea când s-a îndurat de mine un tânăr așa adolescent și Domnul m-a botezat, m-a umplut cu Duhul Sfânt. Și mergem înainte spre țara făgăduinței, așa cum ne-a promis Domnul, că ne așteaptă.
Îi spunea lui despre Pavel, despre Saul din Tars, de fapt, atunci când s-a dus Anania la el să se roage pentru el. Îi spune Domnul, du-te și pune-ți mâinile peste el ca să-și capete vederea înapoi. Și printre altele îi spune, am să-i arăt tot ce are să sufere pentru numele meu. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața, au plătit cu viața. Toți apostolii, în afară de ucenicul Ioan, au murit ca și martiri. Ce a fost asta? Ce putere au fost în ei încât s-au dus până la moarte? Nu i-a interesat. Puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvească-se numele Lui în veci de veci. Și apoi mai este ceva cu care închei. Ne rugăm pentru cauze, ne rugăm pentru una și pentru alta. Și în Fapte, capitolul 4, de la versetul 29, de fapt au venit mai mari preoților și le-au zis, le-au poruncit, noi ia să tăceți voi din gură, să nu mai vorbiți niciodată despre Iisus ăsta din Nazaret și despre o altă cale, care ar fi Hristos Domnul. Și au zis ei, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și în Fapte 4, de la versetul 39, au zis cum se roagă ei, putere în rugăciune. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, cel sfânt, Iisus. Și auziți încă o dată, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală, cu îndrăsneală, curaj, care vine de sus. După ce acel slăbănoc de la Poarta Frumoasă este vindecat, ucenicii sunt trași la răspundere și știți și le-o întrebare, le-o spus? Cu ce putere faceți voi lucrurile astea? Cu ce putere faceți voi lucrurile astea? Dragilor, nici noi, nici unul. El face totul, Hristos Domnul. Slăvească-i se numele Lui în veci de veci. Eu cred că, așa cum am încheiat dimineața într-o rugăciune, tare bine ar fi să ne mai rugăm o dată. Și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care este prezent în biserică, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care este prezent în biserică, lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze, așa au cântat tinerii, lăsați Duhul Sfânt să lucreze.